Pentru actualele partide de dreapta este dificil să câștige încrederea locuitorilor din autonomia găgăuză, deoarece valorile liberale promovate de acestea nu ar corespunde principiilor culturale, morale și familiale ale găgăuzilor. Astfel a reacționat analistul politic Ian Lisnevski la declarațiile făcute de deputatul PAS Oazon Antoi. Potrivit deputatului, guvernarea are posibilitatea să modifice statutul special al găgăuziei. Solicitat de primul în Moldova, Ian Lisnevski a declarat că PAS și alte partide de dreapta nu au manifestat niciun interes pentru alegerile din Găgăuzia, iar acum, între primul și al doilea tur de scrutin, vorbesc despre regiunea fără să o cunoască deloc. Mulți oameni comentează fără să aibă habar despre această regiune. Este destul de greu să lipsești autonomia găgăuză de statutul special pe care îl are. Dar domnul Lantoi probabil că are convingeri politice proprii, pentru că mi se pare că domnul Lantoi ar trebui să știe și știe că acea decizie specială privind autonomia a fost luată pentru a evita vărsarea de sânge. De asemenea, Lisnevski și-a exprimat părerea că aceste regiuni, Transnistria și Găgăuția, s-au integrat de fapt mai rapid în Europa, fără a-și afecta canoanele naționale, istorice și religioase, spre deosebire de restul Moldovei. În ceea ce privește declarațiile despre caracterul prorus al autonomiei găgăuze, potrivit lui, acesta poate fi explicat prin legăturile culturale, comerciale și economice formate în mod istoric. Până de curând, o parte semnificativă a produselor agricole găgăuze era exportată pe piața rusă. Analistul politic a citat statistici care arată că 47% dintre locuitorii autonomiei găgăuze pledează în favoarea colaborării cu Rusia, 22% cu Turcia și 7% cu țările Uniunii Europene. Potrivit expertului, în autonomia găgăuză, valorile familiale și spirituale sunt puternice și acestea nu se potrivesc cu valorile liberale promovate de PAS și de alte partide de dreapta. Partidele de dreapta, în afară de faptul că sunt pro-europene, din păcate au o campanie electorală populistă, iar găgăuzii de mult timp aleg persoana sau partidul care este în regiune. Prin urmare, este destul de dificil pentru partidele actuale de dreapta să câștige încrederea acestor cetățeni. Găgăuzii nu sunt oamenii care vor vota pentru sloganuri populiste. Regiunea Găgăuza a primit statutul de unitate teritorială autonomă în cadrul Republicii Moldova după ce Parlamentul a adoptat legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei în data de 23 decembrie 1994. În UTA Găgăuzia au intrat localitățile în care peste jumătate dintre locuitori erau de etnie găgăuză, dar și cele în care majoritatea cetățenilor a acceptat în mod voluntar, prin referendum, să adere la autonomia găgăuză. Acest lucru a permis soluționarea pașnică a conflictului din sudul țării, care a durat mai mulți ani.